Săliano Filip într-un duel acolo cu Laurențiu Buș. E posibil ca Săliano Filip să joace una dintre ultimele partide pentru Dinamo. Există interes pentru fundașul stânga al lui Dinamo în această seară. Acum Diogo Salomão, Hanca e acolo, Hanca! Super intervenția lui Cobrea, continuă atacul lui Dinamo, însă Diogo Salomão nu reușește să controleze foarte bine acea minge. Nemeț în spate pentru Felipe Nascimento, pentru că portughezul a dat în minge după fluier. Revedem ocazia foarte mare ratată de Sergiu Hanca, aproape de o nouă pasă decisivă Diogo Salomão. În stilul lui Schmeichel, mi se pare că a intervenit aici. Exact, în aer, cu picioarele și brațele desfăcute. Spunea la conferința de presă, sunt convins că vom fi concentrați 100% la acest meci. Rivaldinho preia, trage pe colțul scurt, Cobra respinge, apoi Rivaldinho are o execuție nefericită. Din nou iuțeți bine băieții lui Cosmin Contra în momentul în care se apropie de careu. S-a ridicat Cifanionul. A fost un offside. Aici șutul respins de Cobra. Era mai greu să înscrie de acolo pentru Rivaldinho. Îl așteptăm și noi pe Rivaldo la un meci în România, pentru că a tot spus Rivaldinho că tatăl său va veni la un moment dat. Dar are pentru ce să se agite. Dinamo aproape să ia gol la faza precedentă. Marici pentru Salomão. Prezența lui Salomão acolo îl ține mai în spate pe Săliano Filip. Trece bine Salomão, excelentă pasă pentru Hanca. Să vedem, eu nu sunt convins. Nu sunt convins că e offside la Sergiu Hanca, pentru că unul dintre fundașii lui Dinamo, cred că e vorba de Miron, plecase undeva să blocheze un șut. Ia să vedem. Am avut impresia că se afla în interiorul careului. Foarte bună semnalizarea. Și pe Ungurușan să stea foarte jos. Nu cred că a trecut centrul terenului până acum fundașul dreapta de la Botoșan. Golovka, acțiune perpendiculară pe poartă. Golovka! Peste! Ce frumos a purtat această acțiune Cătălin Golovka, însă ultima atingere îl trădează pe jucătorul care a marcat 9 goluri sezonul trecut. Ce pătrundere! Irezistibil Golovka la această fază. A rezistat unui atac. Vom vedea pe relori. Cazi mare, a șutat rău din marginea careului, din poziție centrală, Cătălin Golovka. Două acțiuni foarte periculoase ale echipei lui Costel Enache. Să nu fie Golovka, Dan, următorul produs de export al celor de la Botoșani. Adevărul e că lui Golovka n-ai ce să-i reproșezi. Îl poți doar lăuda pentru efortul pe care îl depune, pentru reușitele pe care le are. Sigur că uneori, din dorința de a face prea multe și exagerând, mai și greșește, însă despre Golovka nu poți să spui că n-a avut o implicare totală în oricare dintre meciurile pe care le-a jucat. Bine, n-aș compara situațiile, cea lui Golovka și cea lui Moruțan. Golovka are totuși 27 de ani, e un jucător matur, Moruțan are doar 18, dar pentru campionul României chiar e un jucător interesant. Cred că ar putea să evolueze la o echipă mai bună, cu pretenții mai mari. Jocul este întrerupt acum. Accidentat Săliano Filip. Revedem mai întâi acea centrare a lui Golovka și imprecizia lui Popa. N-a reușit să șuteze din acea poziție și incursiunea lui Golovka. O minge pe care o prea foarte bine Rivaldinho, dar șutul brazilianului e pe lângă poartă. O preluare foarte bună, într-o poziție dificilă. Mingea a venit sus, a făcut preluare undeva în zona umărului. E greșeala lui Miron. Da, a sărit pe sub, era sub traiectoria acelei mingi, Andrei Miron.
greșeală de poziționare acolo. Liga 1 mâine, e ultima partidă, face voluntari Astra, Romera, o șansă pentru Dinamo să încheie repriza în avantaj, mingea îl depășește însă pe Rivaldinho. Diogo Salomão pentru Filipe Nascimento, portughezul mai departe spre Steliano Filip, Laurențiu Buș face o alunecare bună, Filip în spate pentru Diogo Salomão, ce bine a scos Steliano Filip, Nascimento cu centrare, Nemeț, bară, uriașă ocazie a lui Nemeț, dublă ratare. Dumnezeule, cum a putut să rateze de acolo Adam Nemeț? Asta pentru că tot am vorbit pe parcursul acestei prime reprize de calitatea lui de marcator, foarte bun în fața porții. A doua era mai greu să trimite cu piciorul stâng. A părut surprins de faptul că mingea a ajuns la el și că nu a fost offside. A lovit-o cumva cu talpa, cu crampoanele. Da. Ce bun e și centrarea. Hai, scapă mingea, vedem pe această reluare pe sub picior. A doua oară s-a întins, dar... Era greu să controleze execuția, să-i dea direcție mingii. Malangu. Rivaldinho îi așează lui Malangu. Rivaldinho, Malangu, ce frumos! Malangu pe lângă poartă! Aproape de un gol extraordinar Dinamo. Au făcut aici ce au vrut cu apărarea adversă cei doi jucători dinamoveni, Malangu și Rivaldinho. O dată de două ori, încă o dată și finalizarea lui Malangu. În două ori succesive. Da. Aveți rar o asemenea combinație. Aveți schimbare la Dinamo, va intra pe teren Paul Anton. Apropo de numărul spectatorilor în această seară, pe site-ul digisport.ro vedeți o reacție, o ironie a lui Mihai Stoica. Și de asemenea, tot de pe site-ul digisport.ro puteți afla și alte lucruri. Iată însă aici o centrare pentru Adam Nemeț, reluare pe lângă poartă. A citit pe digisport.ro. Abonamente au rezervat deja fanii echipei CSA Steaua, deci nu se știe în ce ligă va evolua noua echipă. A ieșit Filipe Nascimento și a intrat Paul Anton, spunea jucător revenit la Dinamo, pe perioada în care a fost împrumutat la Getafe. Răzvan Timpu Gurușan, din nou pentru Tincu, reușește să treacă Tincu de May, profitând de plasamentul prost al sudafricanului. Golovka șutează, Golovka, 1-0 pentru FC Botoșani. Cătălin Golovka dă lovitura în minutul 69. Cât de slab s-a apărat Dinamo la această fază, totul plecând de la eroarea lui May Malangu, care s-a auto-eliminat din joc prin plasamentul prost pe care l-a avut acolo în fața lui Răzvan Tincu. Da, l-am tot lăudat în această seară pe Cătălin Golovka pentru ceea ce a reușit, pentru acele acțiuni personale. A fost unul dintre motoarele echipei. Iată-l marcând aici. Mingea pe lângă Romera și lui Penedo, da, poate fi imputat golul. Nu e imparabil șutul, cu siguranță nu e o execuție imposibilă pentru portarul lui Dinamo. Greu, așa mi se pare, greu reacționează, greu plonjează Penedo. O și atinge. Da, o îndeasă mai bine în plasă. May Malangu, o deviere pentru Nemeț, din nou Cobrea, la fel ca în prima repriză în fața lui Hanca, îl blochează și pe Adam Nemeț. A, senzațional, știe să iasă din poartă la astfel de faze Cobrea, perfectă și această deviere pentru Adam Nemeț. Mai lipsește și lui Nemeț inspirația la finalizare, șanse de gol a avut și în prima repriză și acum. A intrat pe teren și Azer Bușulagic la Dinamo. Dar putea să iasă Malangu. Da, sudafricanul. Pe care cred că Dinamo se aștepta să o câștige. Să reduc.
în duel cu Steliano Filip. Apare și Moruțan, face faul Steliano Filip, se lasă avantaj, centrarea lui Sereduc pentru Golovka, bară! Ce ocazie a avut Cătălin Golovka să realizeze dubla și să securizeze cele 3 puncte pe care Botoșanul le are deocamdată în mână. Senzațional felul în care a intrat în acea minge, cât de rapid a fost deplasarea lui Cătălin Golovka. Tincu! Dinamo e anesteziată în aceste momente. Până la urmă, mingea e trimisă în afara terenului. Golovka a rămas acolo în colțul careului. Romera i-a aplicat un body check lui Mușat. Însă Ișvan Kovac n-a reacționat. A lăsat bine avantaj Ișvan Kovac. Făcuse fault Steliano Filip și iată-l pe Golovka. Trece foarte ușor de Sergiu Hanca acolo. Greu și pentru staful medical al Botoșanului să se împartă. Problemele mai mari par a fi totuși cele ale lui Mușat. Golovka se ridică. Dar există și destule minusuri în jocul formației lui Cosmin Contra. Centrare, Rivaldinho prea bine, trage apoi, reclamă un hands. Ișvan Kovac era foarte aproape de fază. La fel și adversarul de Rivaldinho. Era aproape lipit jucătorul Botoșanului de atacantul lui Dinamo. Se termină aici această partidă.